Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Melek, episodul 42. Halil, Mirza, Melek și Vildan au fost arestați după ce artefactele furate au fost găsite în atelierul lor. Kenan, care s-a îndrăgostit de Vildan, i-a spus lui Alpay că va plăti pentru asta dacă Vildan va avea de suferit. Cei patru au rămas în arest pe durata cercetărilor. Kenan a angajat un avocat pentru Vildan, dar ea a refuzat ajutorul. Ulterior, Kenan l-a dus pe avocat la Zeyt Ali și la Kumali și le-a spus că ar putea să-l scoată prima dată pe Melek din arest, deoarece avea nevoie de îngrijiri medicale, iar apoi să încerce să o elibereze și pe Vildan. Argumentând că ea era nouă în atelier și nu era implicată în furt. După aceea, aveau să încerce să dovedească și nevinovăția băieților. Aceștia au refuzat inițial ajutorul avocatului lui Kenan, dar au considerat că sfatul său nu era rău. Avocatul familiei le-a comunicat acest plan celor patru, dar Melek a refuzat să plece fără ceilalți. Atunci Halil și Mirza au cerut să vorbească cu procurorul și au declarat că ei doi erau singurii implicați în afacerea cu artefactele furate și că fetele nu știau nimic despre asta. Kenan s-a hotărât să furnizeze poliției dovezi că Alpay a provocat incendiul de la Han. Între timp, Banu a continuat să provoace conflicte între Zeyran și Mitat. Omer a fost rănit pe front, iar o tânără din satul atacat i-a salvat viața. Cu toate acestea, el și-a pierdut memoria. Asle a continuat să-l manipuleze pe Kerem. Alpay a vrut să-l scape de ea și l-a anunțat pe tatăl ei că se afla în Gaziantep. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.